panourile în formă de inimă în fața cărora îndrăgostiții își pot încătușa dragostea au fost montate în Parcul Tineretului în urmă cu o lună. Pe acestea, îndrăgostiții prind lacăte inscripționate cu numele lor, iar cheile le aruncă în lac pentru ca relația să nu poată fi desfăcută de nimeni. Numărul lacătelor a crescut de la o zi la alta. Dacă la început au fost 3, apoi 10, acum sunt 22 de lacăte pe panoul iubirii din Parcul Tineretului. Este dovada clară a faptului că buzoienii aleg să își demonstreze dragostea și în acest fel. Modul ales de îndrăgostiți de a-și arăta sentimentele îi face pe buzoieni să zâmbească. Unii îi aprobă și îi apreciază, dar alții îi critică pentru că, spun ei, ar trebui să-și arate dragostea prin alte gesturi. O să apară din ce în ce mai multe lacăte. Ce părere aveți despre această metodă de a-ți demonstra dragostea? Nu știu ce să zic. Probabil ține la tineretul din ziua de azi. La noi ne-am trecut, a trecut vremea noastră. Cred că făceam și noi totuși. La vremea noastră aveam și noi fel și fel de idei trăznite, dar nu știu ce să zic. Dacă așa simt... Cum i-ați demonstrat dumneavoastră dragostea soțului la început? Wow! La noi a fost ceva scurt, foarte scurt. Nu știu, cred că s-a văzut. A fost cam dragoste la prima vedere și s-a văzut. Se vedea tot în privire, cred că. Și apoi faptele... V-ați fi scris dragostea pe un lacăt? Da, cred că da. De ce nu? Acum suntem foarte dezinvolți și nu mai ținem cont de părerea lumii sau de... Cred că da. Acum suntem atât de deschiși, să spunem, de față cu toată lumea, că iubim. De ce nu? Da, chiar da. Ce aveți noastră despre această metodă de a-ți demonstra dragostea? Tineretul știe mai bine ca mine. Eu sunt la o vârstă care dragostea mi-am demonstrat-o altfel. Prin copii, am făcut copii frumoși, deștepți, că s-ai mei. Așa, și ne-am înțeles bine în căsnicie și ne înțelegem bine. Avem 36 de ani de căsătorie și avem nepoți, avem o familie frumoasă. V-ați fi scris în tinerețe dragostea pe un lacăt? Nu. Nu mi-am... Nu. Dragostea e prin demonstrare sufletească, iubirii, cum să mai exprim eu, o iubire curată, cinstită și respect. Și respect între tineri, mai în special între tineri. E ceva frumos, este adolescentin, de ce nu? Nu știu dacă aș mai face la vârsta aceasta, dar nu este nimic rușinos în a-ți exprima dragostea, din punctul meu de vedere. Ați fi făcut-o în adolescență? Da, de ce nu? Mi se pare așa haios și chiar cred că o să o facem și acum, de ce nu? Da. În cazul în care se despart, având în vedere că aruncă cheile, ce credeți că vor face? A, e un gest simbolic, nu știu ce, doar nu o să caute cheile. Dar asta cu siguranță se va întâmpla la multe cupluri, mai ales dacă este vorba despre copiii ăștia de liceu. Dar e interesant. Da. În România, doar pe râul Bega, mai există un astfel de panou al iubirii. Intenția autorităților buzoiene a fost ca puntea de peste lacul din Parcul Tineretului să fie locul de întâlnire a tuturor buzoienilor îndrăgostiți care vor să-și declare iubirea într-un mod inedit.